ardeii, castraveții, roșiile sau morcovii și multe alte legume. De toate acestea ne bucurăm din plin atunci când venim să le cumpărăm din piețe, întrucât regăsim în ele gustul autentic. Dar haideți să aflăm de la un producător local cât de greu este până când toate aceste legume ajung pe tarabe în piețe. Este foarte greu și investiție foarte mare. Producătorii locali spun că munca din spatele legumelor expuse pe tarabă este una extrem de grea. Maria, de exemplu, muncește pământul și vine în piață cu roadele sale de peste 40 de ani. Chiar dacă nu este ușor, o face cu drag și pasiune și se mândrește cu ceea ce vinde, iar clienții se întorc mereu la ea, întrucât nu îi dezamăgește niciodată. Începem primăvara cu aratul, cu semănatul, trebuie foarte mulți bani pentru sămănături. Anul acesta a fost un an mai greu pentru că a fost foarte secetos, n-a fost ploaie și asta este. Deci, care au pus terenuri mult mai multe și mai mari, deci au rămas săraci în pagubă pentru că nu s-a făcut nimic. Spuneți că se trudă multă, pe lângă bani, cât de mult munciți fizic? Da, foarte mult, foarte mult. Și nu ai cu cine să muncești. Ei oameni cu ziua, dar nu-i găsești. Și la ăia dai 200 de lei pe zi, de 3 ori mâncare le dai și n-ai pe cine să iei. Nu ai cu cine să mai muncești. Deci chiar nu mai ai. Deci în special la noi, la Berlin, câteva familii mai sunt care mai muncesc și mai pun, că sunt tot bătrânii. Tineretul a plecat pe la oraș, prin străinătăți și bătrânii săraci de unde? Cu ce să mai muncească? Cu pensia care o au de nimica? De unde bani să cumpere sămânțuri, arat, tot ce trebuie? Nu se poate. Chiar nu se poate. Este foarte scump. Foarte scump. De câți ani veniți în piață cu legumele crescute de dumneavoastră? Vin pe piață de 42 de ani. Nu numai aici, în Timișoara, am fost și în Reșița, și în Caransebe, și Moldova Nouă, și peste toată lumea am umblat cu marfă. Aveți clienți care vin, se întorc frecvent la dumneavoastră pentru că aveți legume foarte, foarte bune? Da, am clienții mei, pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu că eu nu duc lipsă de vânzare, că nu am cui și ce, deci chiar le mulțumesc din tot sufletul. Da, vin la mine, mă bucur, își fac cumpărături, mai povestim unul cu celălalt, chiar este frumos. Îmi spuneau clienții că mai încearcă să și negocieze. Se întâmplă același lucru și la dumneavoastră? Da, se întâmplă, pentru că știți cum îi, banii sunt puțini, pensia e mică și eu de câte ori zic către ei și noi suntem tot ca dumneavoastră, suntem egali, că nici la noi nu este banul mai mult. Așadar, munca nu îi sperie pe cei care muncesc pământul cu drag. Negocierile fac parte din farmecul pieței, iar atunci când clientul revine și îți laudă marfa, nu e bucurie mai mare pentru un producător local, spune Maria.